Susținerea examenului pentru ocuparea posturilor va avea loc în termen de maximum 90 de zile de la publicarea anunțului în Viața Medicală. Managerul Spitalului Județean de Urgență a declarat că pentru cele 6 posturi de medici pentru care se va susține examenul au fost depuse doar 4 dosare. 3 dintre secțiile pentru care este nevoie de medici specialiști nu au niciun candidat. A scos la concurs până în acest moment un număr de 6 posturi de medic specialist în specialitățile chirurgie generală, reanimare, medicină internă, cardiologie, radiologie și neonatologie. Până în acest moment, cea mai mare concurență este pentru postul de chirurgie, de chirurg, unde avem depuse 2 dosare. La reanimare, un singur dosar, la medicină internă, un dosar, iar la celelalte 3 specialități, cardiologie, radiologie și neonatologie, nu s-a înscris niciun candidat. Săptămâna viitoare va avea loc organizarea unui nou concurs pentru ocuparea altor 11 posturi disponibile. Din cauza deficitului de personal, conducerea unității intenționează ca în următoarea perioadă să fie ocupate noi posturi de medici, în special la unitatea de primiri urgențe. Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu intenționează, datorită deficitului de personal, să facă demersurile la Consiliul Județean și Ministerul Sănătății pentru scoaterea la concurs și a altor posturi în specialitățile ginecologie, diabet zaharat, endocrinologie, oftalmologie și unitatea de primiri urgențe, care știți că recent a mai rămas fără un medic pentru o perioadă de un an de zile, drept pentru care vom fi nevoiți să găsim medici specialiști care să ocupe acest post. Secțiile pentru care sunt necesari mai mulți angajați sunt ginecologie, oftalmologie, endocrinologie și diabet zaharat. Un obiectiv destul de important pentru Spitalul Județean de Urgență este obținerea acreditării în urma unui proces de modernizare și dotare cu aparatură medicală.